Salut, băi, și bine v-am găsit la un nou episod în care vom juca Minecraft, desigur. Ca de obicei, haideți să căutăm pe aici, dacă tot ne-am mutat aici, să luăm niște lemn și sper că am găsit și niște pumpkin-uri. Pumpkinurile cred că sunt și ele niște utilități. Foarte fain, o să le facem, o să le folosim, nu o să le mâncăm. Poate le folosim să iluminăm cu ele. O să fie foarte fain, o să fie de decor și o să-mi placă mie. Cel puțin mie, nu știu dacă vouă o să vă placă, dar știu că mie o să-mi placă. Așa, adică de ce să nu folosim torțele? Astea pot să fie ca așa, ca să umple spațiul. Sau să mă feresc de Enderman. Nu știu. Cu toate că Enderman nu m-am uit fix la ei. Dacă tot avem aici niște oi, ce ar fi să n-am lemn? N-am lemn. Cât de noob am fost și n-am luat nici o bucată de lemn. Deci recunosc că de data asta am fost cât de noob s-a putut. Cum să nu caut eu lemn? Ca să fac și o roz de un pat. Așa. Bun. Am făcut și lemnuțul. Cred că aici este o mai găurică, așa că o să fac eu tot lemnul ăsta. Așa, și acum să mă duc la craftingul meu. Nu mai am mâncare. Aoleo! Bă, astea sunt flower poturile mele, ce faci? Așa, să mănânc și eu niște pâinici. Așa, bun. Să-mi fac eu aici un târnăcop. Pentru că chiar am nevoie de unul. Acum să mă duc în găurică pe undeva, nu știu. Hai pe aici, că e mai jos. Cine știe ce se poate întâmpla. Hop, hop. A, uite mă că e groapă. Deci mă de oare dacă sparg asta va cădea totul? Nu, n-a căzut tot. Ba, a căzut. A căzut și se face noapte. Noroc că am eu un pat. Eu chiar uitasem că am pat. Puteam să folosesc oile. Așa, bun, deci se face noapte. Monștrii o să vină. Iar eu trebuie să fiu cât de rapid pot. Unde, pe unde, pe aici, pe aici. Bum, 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 bum. Hai, 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 viteză. La crafting. Acolo îmi pun eu patul. Și de aici mă apuc eu să-mi fac casă. Na. Bine că nu sunt moștri în jur, că n-am mai putea încolca. Așa, acum oițele astea cred că o să-mi aducă mie lână, dar cum că am deja un pat, nu cred că mai am nevoie de altceva. Acum, dacă am tot astea, măcar să-mi fac aici un topor. Și să mă apuc pe tăiat, pentru că chiar am o casă de făcut. Dacă am o casă de făcut, tai lemne. Ce trist. Așa, tăiere. Bun. Să mai tai toți copacii pe care îi găsesc pe aici. Adică, la natura. Nu te să las copaci să plutească, dar se descopăcesc singuri. Așa, dacă nu slipiți, desigur, de ceva, uite că ăștia se descopăcesc. Frumos, mă duc și aici. Să-ți fac eu. După ce se descopăcesc copacii, o să le iau eu alea și va fi și un episod în care voi replanta. Dar știți ce cred eu? Că totul, cred că seria asta se va termina nu când îmi voi face casa, se va termina atunci când eu voi colecta nu știu ceva din Nether. Nu știu, poate când mă întâlnesc cu piglinii, poate când descoper un biome nou sau ceva. Sau nu știu, astea le-aș lăsa la ca decor pentru că e foarte frumos. Așa că nu o să-i tai. Ia să-mi eu cât am eu aici, 25, nu mi-ajung. Nu, niciodată nu mi-ajung copacii. Așa, hai să tai și eu asta. E fain că am și acolo apă și m-aș putea duce acolo. Pentru a strânge apă, pentru, nu știu,
culturi sau chestii, trestii din astea. Câți... S-a părut că văd semin... Ah, nu mă, de-astea selpinguri, că încep să cadă! Și acolo e patul. Mă urc sus, mă sui în copacul de pământ. Aici ce fain e copacelul ăsta de pământ. Copacul ăsta din vârf e fain, așa că nu o să-l tai. Pentru că nu vreau să... Sat! Am dat random de un sat. Very, very nice. Very, very nice. Mai găsesc și eu niște hay bale ceva. Oh, salut, băi. Bine, nu o să colectez deocamdată lucrurile lor pentru că nu vreau să se enerveze pe mine. Aș lua torța asta, dar nu mai are alta. Așa, bun. Deci primul am colectat. Ce armă asta, mă? Ai, o floare, doi de lău. Ce m-am spăriet. Asta are doar o torță. Bă, dar aici nu se tenți sau ceva? Uite, un pui. Nu se supără dacă iau un butoi. Ăla e porcușorul lui? Draguțul de el. Așa. Se iau și eu culturile alea pentru că chiar am nevoie de mâncare. O să fac și eu odată niște culturi. Aoleu, s-a enervat. S-a enervat și și-a chemat stăpânul. Vede, dacă nu plantez, se enervează. La fel ca paturile, au prins viață și au prins și nervi deodată. Uite, două clopote. Cred că o să iau unul. Ce mă, te-ai supărat așa, mă? Că doar nimeni nu stă să facă ceva cu un chest mai fain. Na, viața. Cred că aici n-am fost, pentru că astea nu sunt colectate. Și nu știu, cred că o să fac și eu ceva din clay într-o zi. Poate îl folosesc eu cu un scop caritativ, nu știu. Mamă, se enervează toată lumea aici. Se enervează obiectele, tot. Nu s-ar supăra dacă aș lua măcar un clopot pentru acasă. Uite, văd că aici nu și-a scos nimeni nervii la iveală. Casa asta e foarte frumoasă. N-am mai întâlnit un astfel de model de casă. Super interesant. Se pare că și aici, de asemenea, oamenii au început să facă economie la torțe. Față de aia din sat care... Din satul ăla fără nimic în el. Bă, domnul, nu te supăra dacă eu chiar am nevoie de culturile tale. Mersi. Apai, stălăi, ce era să fac? Am luat tot? Hai, că am luat. Așa, bun, deci dacă luăm acea chestie, omul ăsta se facea mai prost, dacă nu era. Și mai ce... Opa! Nu-i bine? Ce am luat? Am luat un butoi. Am luat un butoi și dacă îl pun aici... Nimic. Mamă, ce au învățat ăștia să facă. Bă, de obicei oamenii, de obicei dacă iei lucruri de la oameni, se fac așa. Așa că eu n-am nicio idee. Mamă. Mă sună Daviduț Petruț și îmi spune că na. Așa. Bun. Așa, hai să iau și eu lucrurile de aici. Adică cred că o să mă fac bogat în mâncare și în culturi. Deci sincer m-aș muta în satul ăsta, dar nu pot. Băi, nu, nu te plâzi, mă, Gigel, nu. Nu sparge nimic. Astea sunt ale mele de astăzi. Nu. Nu, nu spargi tu nimic. Fur eu tot pentru tine. Mamă, și s-au adunat la... O, oh, chest. O, oh, dude.
Ce-am aici? Up. Deci se pare că dacă apăs Y se dă un quick move din ala pe care chiar nu-l vreau. Pâine. Uai, și gol nuggeturi. Hai că n-am mai avut până acum așa gol nuggeturi. Sparg și-o chestul ăsta. De fapt, puteam să sparg de la început. Pardon, pardon. Nu vă enervați, domnul? Ok, ok, ok. Totul e... Am venit de la controlul animalelor să vedem ce mai fac animalele prin sat. Hai, manalele toate, de asemenea. Haideți, noi, unde... Mie casa. E, după dealnă. Hai că a început și ploaia. Wandering Trader-ul ăsta s-a spawnat aici pentru că vrea să-i dau emeralde neapărat, dar nu pot. I'm sorry, man. Așa, bă, aș vrea să fac o serie multiplayer cu David Butuză sau cu un băiat, dar... Da, asta e ideea. Problema mare. Da, chiar sincer, chiar aș face una. Dar deocamdată nu mi-am luat Rems Plus. Astăzi, de seară, plec în vacanță acolo la mare și... Da, asta e viața. Măcar să-mi iau și niște flori, dacă pot. Mi-au dat ceva? Hai că mi-a dat. Mai aveam puțin și dădeam rage quit. Eu dădeam chestii. Casă, te-ai pierdut. Patul meu. Adio pat, cred. N-ar vrea să spun adio la pat. Pentru că m-aș enerva foarte rău. Ah, uite mă, că casa mea ar trebui să... Că virgulă casa mea ar trebui să fie în direcția aia. Da, noi bai, cam respawn point-ul. Cred că deocamdată o să țin eu keep inventory-ul. Bă, eu și la atâta. Mai mă, fă, te jumătate de inimă, gata. Mi-am pierdut casa oficial. Tot am lemn, tot o să mă mut eu undeva, am alt respawn point. Ah, bă, nu, uite că casa mea e încolo. Că virgulă casa mea e încolo, doamne, ce... Dai, de lău, ce căcăcit. Așa, hai să sparg eu toate astea, să iau un merișor. Frumos, elegant, să mai sparg niște copaci ca un pădurar salvator ce sunt. Salvator de viață, nu-i așa? Și o să-mi fac casa, cred că o să fac 10 pe 16 pe 9. Dar chiar mă fac o casă 16 blocuri pe 9. Sau nu știu, văd eu. Poate fac una mai mare de aia de oameni din aia profesioniști. De care nimeni nu și-a mai făcut. Sau una default, na, văd eu. Vreau să fac una 15 pe 15. Sau 10 pe 10 și fac cu etaj. Da, mă, deci îmi fac o clasică de 10 pe 10. Ca noi mai, nu-i chiar așa de grea. Să-mi fac eu tot lemnul ăsta. Pac. Bă, n-am verificat dacă au ăștia heibeluri. Nu mai am loc în inventar. Perfect. În cazul ăsta... Cactus. Barieră de cactus. Sper că nu pot spawna un cactus lângă un cactus, așa că, na, viața. Îi las să crească. Aoleu, stai că mi-au și damage. Așa, păi cam ăștia au fost și cactusii și zombii. Se pare că avem niște prieteni care vreau să lupte. Hop, bă, nu! Deci, nu! Așa, mă, nu te pui, mă, tu cu mine. M-am culcat la timp. Numai tu XP-ul meu. Bă, m-au zis că topoarele sunt mai bune decât săbile. Se pare că doar pe Java sunt mai bune topoarele. Că nu văd eu așa o mare, uriașă diferență. Uite și niște păgengeni noi, fain.
Mi-aș face o săbiuță, să-mi pun niște butoaiașe aici, pentru că chiar am nevoie să... Bă, mi-aș face o sabie, gata, îmi fac sabie, ba nu, întâi îmi pun toate itemele. Hăț, și nu știu, poate o să fac odată și un arc cu săgeți, cine știe. Așa, episodul ăsta cred că o să fie cât a durat până acum. 15 minute, oameni buni. 15. Păi na, asta e treaba. Păi și, da, ne mâncăm, ne facem toată treaba. Păi și da, cam atât a fost cu acest episod care a durat foarte mult. Nu uitați să, dacă v-a plăcut, să dați like, să vă abonați și să apăsați pe clopoțelul ăla micuț. Ca să vedeți și să fiți la curent cu toate videoclipurile pe care le mai bun pe platformă. Hai, v-am lăsat, pa!